Lucia Toader ne propune o poveste, Călătoria lui Stelian, un volum semnat de Mariana Buric. O carte dedicată mai ales copiilor și familiilor defavorizate, la care merită să ne gândim mai mult, mai ales în această perioadă a anului. Să urmărim așadar cartea de duminică. Mariana Buric este de profesie avocat. Iubește foarte mult copiii și este autoarea volumului Călătoria lui Stelian, carte apărută la editura Monitorul Oficial, cu ilustrații de Maria Constantinescu. De ce am ales să vorbesc despre o carte de povești? Pentru că am convingerea că avem nevoie de ele, mai ales în perioada sărbătorilor. Apărută cu ajutorul Asociației Acasă la Hundorf, cartea este sprijin pentru copiii și familiile defavorizate, susținute de Asociația Bucurie în Dar. Stelian este un băiat sărman care este nevoit să-și petreacă cea mai mare parte a timpului iarna, așteptând frații mai mari ca să-i împrumute ghetuțele. Când primește însă o pereche de cizme, este atât de bucuros încât nu știe cum să mulțumească. Tot ce are este o gutuie. Multă surpriză și neprevăzut apar în călătoriile lui Stelian, care este însoțit de motanul Gil. Și toată povestea se derulează în căutarea unui dar de Crăciun pentru Alma, fetița care i-a dăruit cizmele. Simplitate și inocență într-o carte de povești care așteaptă să fie citită copiilor. Să încercăm să redevenim copii, măcar pentru câteva ceasuri, într-o zi de duminică, de dragul copiilor noștri.